Am venit aici la Comisia Electorală Centrală să sesizez cecul pe marginea unor materiale informaționale ale Partidului Socialiștilor cu caracter electoral și aceste materiale poartă denumirea de jandarmul român. Jandarmul român nu va fi stăpân aici. Sunt materiale informaționale cu caracter de a aduce jignire la adresa unei bune părți a populației din Republica Moldova, sunt materiale care instigă la ură și la învrăjbire. Pe de o parte, astfel de apeluri, astfel de îndemnuri, vin să, după cum spuneam, să aducă jignire unei bune părți a populației și, în mod special, opinilor pe care le împărtășesc din Republica Moldova. În același timp, inoculează sentimentele populației din Republica Moldova de ură față de România. România este nu doar stat vecin, nu doar un stat partener și prieten, este și membru al Uniunii Europene, astfel încât aceste adresări jignitoare se fac și la adresa Uniunii Europene. Nu pot permite unul astfel de politicieni cum este Igor Dodon să facă astfel de acuzații absolut nefondate și jignitoare la adresa Uniunii Europene și țărilor membre.